Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, ne bucurăm să fim la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Într-un nou an, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a păși în anul 2024 Este harul său în durarea lui suntem recunoscători Domnului, vă spunem un la mulți ani cu Domnul în acest nou an. Și pentru această nouă ediție, într-un an nou, ne-am propus la momentul acesta să discutăm despre câteva repere biblice și practice pentru anul 2024, anul acesta care ne stă înainte, prin îngăduința Domnului nostru Isus Hristos. Pentru tematica de astăzi ne bucurăm să-l avem din nou împreună cu noi, pe pastorul Ciprian Gheorghe Luca, bun revenit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit la mulți ani, la mulți ani telespectatorilor și ascultătorilor. Reve, Dumnezeu să fie cu noi în anul acesta. Amin, Doamne ajută, ne bucurăm că iată la început de an putem să facem această ediție împreună, să discutăm despre câteva lucruri care aș zice eu o să ne conducă, să ne călăuzească în anul acesta care ne stă în față. În Psalmul 65, versetul 11, ni se spune că Domnul încununează anul cu bunătățile Lui și pașii Lui varsă belșugul. Acum, prin bunăvoința Domnului, noi am pășit într-un nou an care, într-adevăr, are provocările Lui, ne stau în față multe necunoscute. Totuși, pentru început, așa, să deschidem dialogul nostru de astăzi. Ce sentimente vă încearcă faptul că am ajuns, iată, în 2024? Era așa o cotitură anul 2000 pentru creștinii Evangheliei și pe, nu numai pentru noi. Y2K. Da. Și acum am ajuns, iată, în 2024, încă 24 de ani de la momentul acela. Mm. Înapoi în viitor, cum s-ar zice? Da. Uh. Da, sună puțin științifico fantastic așa 2024. Citeam cărți de din literatura științifico fantastică pe când eram în liceu și 2024 chiar era un an așa, important în cărți. Da, oarecum important, nu nu neapărat important, ci suna așa 2024. Uh, Anul 2024 este un an în care sperăm să ne bucurăm în continuare de însoțirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Este un an în care, cu siguranță, Dumnezeu va continua să-și ducă la îndeplinire misiunea, planul, și este un an în care vom vedea împlinindu-se sub ochii noștri Scriptura. Astea sunt lucruri pe care putem conta. Cert. Lucruri certe. În Psalmul 66 din care ați amintit versetul 11 Tu încunezi anul cu bunătățile tale și par și tăi varse belșugul David, cel care scrie psalmul, începe prin a-și manifesta o certitudine, prin a-și exprima o, o, convingere și el zice așa în versetul 1. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Și versetul acesta pune practic în lumină sau în context tot ceea ce el spune, inclusiv această încununare sau încoronare anului de către Dumnezeu cu belșugul și cu binecuvântările Lui. Certitudinea este că, pe de o parte, Dumnezeu va fi lăudat și în, în, în slava Lui, în, în gloria Lui, El va fi înălțat de către oameni, iar cealaltă parte este că juruințele sau rezoluțiile vor putea fi Împlinite sau îndeplinite uh, cu ajutorul lui. Acum, dacă ar fi să coborâm din sferele înalte, din perspectiva aceasta a Divinității, a Cerului, la perspectiva terestră a noastră, uh, spune Apostolul Petru, o zi sunt cam o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Uh, e adevărat că înaintea lui Dumnezeu timpul uh, nu există și nu se măsoară așa cum îl măsurăm noi. E o continuă veșnicie, eternitate. Însă, pentru noi, în sfera aceasta umană, terestră, condiționați de timp, de spațiu, de aceste elemente care ne încorsetează cumva viețile noastre, important este să avem niște certitudini, cum spuneați. Să avem niște lucruri sigure, și evident că viitorul niciodată n-a fost ceva cert, sigur, nu putem să-l cunoaștem, nu putem să-l controlăm, și de aici vin și frustrările omenești. Ca oameni, la început de an nou, de fiecare dată ne stabilim anumite proiecții, obiective, planuri. Menționat de cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră ați citat din psalmul acesta și aș vrea cumva să așezăm dialogul nostru pe breperele Scripturii spuneați că va fi anul în care cu siguranță Cuvântul lui Dumnezeu va continua să se împlinească, s-a împlinit, să fie Domnul, în multe, zeci, sute de profeții, mii de profeții și va continua să se împlinească cu siguranță. Dar are Biblia anumite repere, învățături pentru noi legate de modul în care să avem un start bun și aici multe sunt deciziile noastre. Voi face asta, voi fie așa, mă voi schimba acolo, și constatăm de cele mai multe ori că ajungem poate pe la mijlocul anului și nu ne ținem de, de acele uh, planuri. Are anumite repere Biblia pentru asta, ca noi să uh, ne disciplinăm cumva la capitolul acesta? Întrebarea este binevenită, dar aș începe prin a face o precizare sau o subliniere care nu-și propune să infirme tonul discuției, ci să-l schimbe oarecum. E adevărat că, în mod convențional, între 31 decembrie și 1 ianuarie se întâmplă ceva, se schimbă anul, intrăm într-un nou an și. Lucrul acesta se serbează, se stă noaptea anul la Revelion și există un oarecare festivism, o atmosferă festivă care marchează începutul de an. Și anul contabil, anul fiscal se termină la 31 decembrie, la 1 ianuarie începe un nou an fiscal, oamenii spun cele bune să se adune, cele rele să se spele și cumva totul se resetează. Convențional, așa stau lucrurile. În realitate, chiar dacă, din punct de vedere calendaristic, anul se schimbă, viața continuă. Și nu e vorba de o resetare, e vorba de o continuare. Deci, din punctul acesta de vedere, făgașul pe care noi ne-am pus, ne-am așezat viețile. În anul anterior sau în anii anteriori, rămâne același. Nu e ca și cum totul se anihilează, totul se, se dizolvă și începem de la zero. Fă, fă, făgașul acela rămâne. Și aș vrea să subliniez și aspectul acesta, pentru că unii sunt debusolați, alții sunt entuziasmați de începutul unui an nou. Noi suntem într-un fel aceeași Dacă de ar fapt, fi să ne schimbăm, dacă, dacă ar fi să ne schimbăm în bine și să adoptăm anumite, ar fi extraordinar. Deci, odată spus asta, aș mai adăuga faptul că Biblia nu prezintă o rețetă de anul nou. Niciunde în Biblie nu scrie. Pentru un bun început, noul an, faceți următoarele lucruri. Uh, dar noi putem găsi, putem găsi repere uh, în scriptură, versete, e adevărat că poate le alegem cu oarecare doză de subiectivism, dar putem găsi versete care să ne ajute să uh, ne setăm niște obiective uh, bune, aș spune înțelepte uh, și conforme cu voia lui Dumnezeu. Eu m-am gândit la cinci astfel de versete și subliniez că ele sunt selective, sunt subiective, adică de ce acestea cinci și nu altele? Pentru că la astea m-am gândit eu, dar sigur, mai există și altele. Un prim verset este FSN 5 cu 16, unde ni se spune răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Acum, noi vrem să fim optimiști dar atitudinea creștină nu este neapărat una optimistă sau pesimistă, ci este mai degrabă una a speranței. Speranța nu e totuna cu optimismul și speranța ne, ne ancorează în cuvântul lui Dumnezeu și ne ajută să vedem că pe de o parte, da, zilele sunt rele asta înseamnă că scurgerea timpului ne este ostilă, mersul lucrurilor uneori ne este ostil dar vremea poate fi răscumpărată, pusă în slujba împărăției lui Dumnezeu și a intereselor. Apoi un alt verset ar fi Isaia 40 cu 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, aleargă, zboară ca vulturul. E bine să ne amintim, sigur lucrul acesta a fost spus de profetul Isaia într-un anumit context istoric, poporului Israel, dar este bine să, să conștientizăm faptul că înnoirea energiei, puterii, stării noastre, la, chiar la început de an, nu este ceva ce e în, în puterea noastră neapărat, ci este un dar pe care îl putem cere, îl putem ruga pentru el pe Dumnezeu. Filipeni 4,6 apoi zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile, prin rugăciune și cu mulțumiri, înălțați cerile către Domnul. Nu vă îngrijorați de nimic. Iarăși este, este un reper foarte bun pe care ni-l putem lua din scriptură la început de an. Dar e adevărat că sună mai ușor decât e de făcut. Adică e ușor de zis, mai greu de făcut, dar este un reper. În proverbele lui Solomon, în capitolul 3, versetul 5, ni se spune încredete în Domnul cu toate sau din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea sau pe priceperea ta. Unii dintre noi sunt tentați să credem că, vezi doamne, știm noi, ne, ne, ne dăm seama cum, ce trebuie făcut, avem noi soluție. Nu, lucrurile sunt atât de complexe, contextul în care noi trăim și până la urmă contextul în care oamenii din totdeauna au trăit. Nu punem noi coada la și nici nu inventăm apa caldă, lucrurile astea s-au întâmplat deja, dar tendința cumva sau tentația este să, să, ne încredem în ce putem, noi în ce știm, noi în soluțiile noastre, Scriptura ne dă care per acesta. Puneți încrederea în Domnul. Și apoi, sigur că nu pot omite Romanii 8 cu 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul sau după voia lui. Amin. Nu știm cum se vor desfășura lucrurile, dar dacă îl iubim pe Domnul și dacă facem parte din cei aleșai lui, știm că toate lucrurile vor lucra în final spre bine. Am fost foarte atent la modul în care ați explicat faptul că viața e așa, continuă și până la limita pe care Dumnezeu a pus-o zilor noastre. E adevărat, și noi am împărțit așa cumva în ani, luni, săptămâni timpul acesta. Convențional! Convențional! Și cumva ne ajută așa, măcar să ne disciplinăm, să ne. Ajute în planificarea vieții uh -huh. și organizarea vieții. Da. Da. Uh, și aici e adevărat că uh, profităm de momentele acestea, final, început, pentru anumite valori, bilanțuri, anumite proiecții. Uh, și sunt tot felul de obiceiuri în popor, uh, obiceiuri cu care să sfârșești un an, cu care să începi un nou an. E adevărat că nu le regăsim în Cuvântul lui Dumnezeu, dar ar fi, poate, anumite obiceiuri bune încurajate de scriptură, de Dumnezeu, cu care să, eu știu, ne îndeletnicim tot anul sau toată viața? Da, cred că e o întrebare bună și eu, prin cuvântul acesta pe care l-ați folosit, obiceiuri, mă gândesc la lucruri care să devină obișnuință. Practici. Practici care să devină o obișnuință pentru noi și de, să, 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 formeze cumva caracterul nostru. Exact. Sunt mai multe. I-aș enunța vreo câteva, nu neapărat în ordinea importanță, sau într-o anumită ordine. Aș zice că ar fi de dorit să ne obișnuim să ne facem un obicei, să ne educăm în direcția aceasta, să fim împăciuitori, să fim făcători de pace. Și nu la întâmplare încep cu acest obicei, care trebuie, repet, de aia am trebuie cultivat, trebuie să ne obișnuim să facem asta. Lumea este puternic zguduită în acest moment de mai multe conflicte militare, despre multe dintre ele nici nu știm pentru că ele nu sunt mediatizate în partea aceasta de lume unde locuim noi, dar sunt două, cumva mai aproape și mai cunoscute. E vorba de războiul din Ucraina, agresiunea rusă împotriva Ucrainei și de războiul din Palestina-Israel: atacul terorist asupra Israelului din partea organizației Hamas și retalierea, apoi din partea Israelului și lucrurile sunt atât de. de atât de cumplite, pentru că în orice război se pierd vieți omenești și de o parte și de alta, sunt distrugeri, sunt lucruri care uh, nici nu mai pot fi recuperate și altele care mai pot durează o viață să fie recuperate. Ori uh, în Matei 5 cu 9, Domnul Iisus Hristos îi învață pe urmașii săi, pe discipolii săi, uh, ferice de cei împăciuitori. Cuvântul împăciuitor sau făcător de pace este, de fapt, în greacă, făuritor de poduri sau de punți. Ferice de cei care construiesc punți, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați sau numiți fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Și într-o lume în care noi am crezut că pacea este o, o coordonată Stabilă, descoperim că, de fapt, pacea este atât de fragilă și este e o variabilă mai degrabă decât o constantă. Versetul acesta și vocația aceasta pentru copiii lui Dumnezeu este de mare actualitate. Deci, eu aș zice că primul obicei pe care ar trebui să ni-l propunem să-l cultivăm intenționat în toate aspectele vieții, de la Cadrul familiei și micile discuții care pot apărea într-o familie, până la cadrul serviciului, al, al slujbei sau al școlii sau al societății sau al națiunilor, să fim împăciuitori, să fim oameni care caută și lucrează în mod intenționat la păstrarea păcii, implicit la reconciliere. Apoi, pe baza cuvântului din Evrei 10, Versetele 24 și 25, unde ni se spune să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, aș spune că un alt obicei sănătos pe care să îl cultivăm în 2024 și mai mult este frecventarea întâlnirilor bisericii, frecventarea adunării. Pentru că noi vedem că. Nu numai pe vremea Noului Testament, când autorul epistolei către evrei a scris lucrul acesta, se întâmplă așa. Este un fapt, probabil, că cei mai mulți care ne urmăresc pot, din nefericire, să, să valideze această teză, că bisericile încep tot mai mult să scadă, oamenii preferă chiar și sărbătorile să le petreacă în alte părți. Cel puțin aici, în București. Poate ne vor urmări din alte părți ale țării, alții, dar aici, în București, e un obicei trist. Că, de aman de Pași de Crăciun, mai ales de Crăciun sau de Anul Nou, oamenii pleacă, se duc. Adică, în loc să vină la biserică și pot apărea, noi nu știm ce se va întâmpla în 2024, dar pot apărea tot felul de tentații, de scindare, de diviziune. Nu părăsiți adunarea voastră. Și este un obicei, obiceiul acesta de a frecventa adunarea, de a merge și nu numai de a merge la biserică, a fi biserică e foarte important. Apoi, sigur, un al treilea obicei care ar trebui să ne informăm din oficiu cumva, e de la sine înțeles, este citirea Scripturii. Um, ar trebui să citim scriptura în orice fel, cu putință. Sunt unii care pledează în mod excepțional pentru citirea conform unui plan. E foarte bine dacă cineva poate să citească după un plan. Încurajăm lucrul acesta, dar n-aș vrea să cădem cumva într-o capcană. Dacă nu citești după plan, înseamnă că. Citește Scriptura. Ăsta e un obicei foarte important și în Psalmul 119, cu versetul 11: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un alt obicei ar putea fi acela de a sluji, de a sluji altora. E atâta suferință, e atâta durere, e atâta necaz, e atâta nevoie în jurul nostru încât aproape că nici nu știi pe ce să pui mâna, de ce să te apuci în a ales slujii semenilor. Un obicei sănătos ar fi, sau ar putea fi acesta, de a sluji semenilor noștri. Pentru că suntem în secolul 21 și toți suntem pe, pe rețelele de socializare, mă rog, aproape toți, aș îndrăzni să adaug un obicei care are în vedere asta Postează sau să postăm lucruri uh, bune, pozitive, spirituale pe social media. Uh, e atâta polarizare, e atâta conflict, e atâta bătălie, uh, câteodată fără nicio miză pe social media, și chiar creștinii uh, devin uh, niște combatanți, niște activi. Haideți să ne facem un obicei din a folosi de a răscumpăra numai, nu numai vremea, că zilele sunt rele, de a răscumpăra și social media, și Facebook-ul, și Instagram-ul, și TikTok-ul, și toate, pentru a posta lucruri care să aducă speranță, să aducă încurajare. Un alt obicei care ține de citirea Scripturii, de exemplu, este rugăciunea. Și cred că e de la sine înțeles că ar trebui să cultivăm această obișnuință de a ne ruga. Și aș mai avea două scurte, cu permisiunea dumneavoastră, Aș zice să cultivăm obiceiul de a fi ospitalieri. Ospitalitatea e o parte așa de importantă a credinței noastre creștine. Noi, ca români, suntem cunoscuți sau am fost cunoscuți ca fiind un popor foarte ospitalier, dar ceva s-a întâmplat. Eu văd și în adunările noastre. Altădată, când veneau frați îi duceam la masă, nici nu se punea problema să îi punem undeva într-o cameră de hotel. Veneau la noi acasă și acum ne este mult mai ușor la da, camera de hotel, vă descurcați, mult mai rece dintr-un anumit punct de vedere. Dar Biblia ne spune că să fim primitori de oaspeți, că unii care au primit oaspeți au găzduit îngeri, da? trimișa lui Dumnezeu. Într-un timp și într-o vreme când Atâția oameni sunt fie refugiați, fie n-au casă, fie au nevoie de căldură, de ospitalitate, de îmbrățișare. Noi, ca și creștini, și în 2024, suntem chemați să fim oameni ospitalieri, să fim primitori de oaspeți. Această ospitalitate divină ar trebui să ne caracterizeze. Și, în sfârșit, ultimul lucru, ultimul obicei. Și aici trebuie să lucrăm eu recunosc că trebuie să lucrez mult la asta și probabil fiecare dintre noi să fim smeriți. E așa de greu să, să, să te smerești. Dar în 1 Petru 5 cu 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și eu cred că în 2024 și noi și cei ce ne urmăresc Vrem să avem har din partea Lui Dumnezeu, Amin. dar pentru asta trebuie să ne smerim. Ce înseamnă să ne smerim? Înseamnă să acceptăm voia Lui Dumnezeu. Înseamnă să nu ne semețim, să nu căutăm, să demonstrăm noi ceva, cuiva, să avem orgolii și ambiții, să uh, nu ținem... Con... Să ne smerim, chiar și atunci când nu înțelegem, să facem ceea ce Dumnezeu ne călăuzește pentru că în felul acesta vom avea parte de har. Eu, aceste, cred că sunt 10 la număr, aceste 10 uh, lucruri le-aș recomanda ca obiceiuri sau obișnuințe practici care să caracterizeze viața noastră. Mulțumim frumos, într-adevăr nu am uh, reușit să uh, prin numărul, dar uh, sunt foarte importante și chiar uh, Benefice pentru a ne însufleți cumva viețile și ne a ne îmbogăți și relațiile noastre unii cu alții și cu Dumnezeu în același timp. Mai avem doar puține minute până la final de emisiune, și aș mai vrea să mai abordăm o întrebare. Și aici ține tot așa de perspectiva aceasta de viitor. Cum să facem față gândurilor negative, îngrijorărilor? Pentru că, vorbeați noastră, iată, avem două războaie, avem tot felul de conflicte, unele mai mici, mai mari, crize, nu știm ce vor mai veni, nu știm ce va mai fi, dar totuși trebuie cumva să fim oameni ai păcii, dar asta înseamnă să învingem acele frici, acele temeri. Da. Felul în care se desfășoară lucrurile și viața în acest moment, în lumea noastră, creează o predispoziție spre ceea ce eu aș numi un apocalipticism. Nu apocaliptic, ci apocalipticism. Apocalipticismul pentru mine este această tendință. Aș zice, nebiblică și nesănătoasă, exagerată, de a uh, cădea într-o într zonă alarmistă, uh, descurajatoare și descurajantă a sfârșitului Lumii. Uh, am spus-o și cu altă ocazie, nu știu dacă în emisiunea noastră sau uh, în altă parte, dar noi, ca și creștini, uh, nu așteptăm sfârșitul Lumii. Nu aceasta este așteptarea noastră. Așteptarea noastră este după venirea lui Hristos sau revenirea lui Hristos și zorii lumii celei noi, a noii creații. E o cu totul altă perspectivă. Acum, e clar că lucrurile pe care le citim în Scriptură, în cărțile profetice și, în special, în Apocalipsa, se împlinesc sub ochii noștri. Așa că trebuie să fim Apocaliptici, dar nu apocalipticiști. Și pentru mulți, cuvântul apocalipsă este greșit înțeles. E partea răspunsului acestuia. Cum să învingem frica? Eu aș zice așa și probabil că spectatorii și ascultătorii uh, vor fi surprinși. Putem învinge frica fiind apocaliptici. Vă ziceți, cum? <laughs> cum să-mi. Da. Apocalipsă înseamnă revelație sau descoperire. Despre ce Apocalipsa? Păi despre sfârșitul lumii e cartea. Nu. Primul verset din Apocalipsa începe așa în grecește. Apocalipsis Iesu Hristu. Apocalipsa sau descoperirea lui Iisus Hristos. Despre ce Apocalipsa? Este despre Domnul Iisus Hristos. Este descoperirea făcută cu privire la Domnul Iisus Hristos și la faptul că El va Învinge și împreună cu el vom învinge și noi. În, în, cu mielul nostru vom învinge și noi. Ori, dacă suntem apocaliptici în sensul că ne bazăm viața pe Revelația lui Dumnezeu, pe ceea ce Dumnezeu ne descoperă despre Domnul Isus Hristos și trăim vieți cristocentrice și cristoforme, suntem apocaliptici în adevăratul sens al cuvântului. O teologie Apocaliptică sănătoasă este o teologie a speranței. Și atunci putem învinge frica și de cataclisme iminente, și de războaie, și de cotropiri, și de prăbușirile piețelor internaționale, și de nu știu ce fel de restricții guvernamentale. Putem învinge această frică fiind apocaliptici <gântu -i> în sensul acesta, de a, a fi oameni ai speranței. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte clar și foarte practic în Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Și sunt cele două dimensiuni. E ușor să zici, eu vorbesc din propria mea experiență, nu vă îngrijorați de nimic. E ușor să zici, dar mi-e foarte greu când sunt față în față cu o situație solicitantă, cu o încercare, cu o criză, să nu mă îngrijorez. Cum aș putea și cum am putea să nu ne îngrijorăm? Rugându-ne și mulțumind lui Dumnezeu, fiind mulțumitorul lui Dumnezeu. Indiferent care ar fi provocările în 2024, noi avem atâtea motive să-i fim mulțumitorului Dumnezeu pentru tot binele pe care ni l-a făcut. Uh, indiferent de vârsta pe care o avem, de lucrurile prin care am trecut, avem atâtea motive numai în anul 2023 de câte ori Dumnezeu a fost alături de noi, ne-a sprijinit, ne-a trecut biruitor prin tot felul de probleme. Cum am putea să uităm toate aceste lucruri? Acum gata, e 2024 și am uitat că de 11.000 de ori Dumnezeu m-a salvat în 2023. Nu, trebuie să fim mulțumitori și pe baza acestei experiențe și a mulțumirii noastre să continuăm, să stăm în rugăciune înaintea Domnului fiind gata să primim ajutorul Lui. Doamne, ajută-ne! Într-adevăr, așa să fim, cum a spus, meastră apocaliptici, ancorați <laughs> în revelația Domnului Iisus Hristos și în cuvântul Său, care e aducător de pace, de speranță, cum spuneați, într-adevăr, Domnul Mântuitorul le spunea, eu vă las pacea mea, vă dau, dar nu cum vă dă lumea. Și pacea aceea care zice cuvântul, că în orice Cunoștință. Uh, un gând final pentru ascultătorii noștri, ceva așa pentru suflet, văd că aveți și Biblia deschisă pentru anul acesta. Pe lângă tot ceea ce a spus, vă mulțumim mult și sperăm așa să ne fie util, folositor pentru uh, viața noastră. Uh, mulțumesc, e într-adevăr o provocare să am un singur gând, uh, nu știm uh, exact ce va fi și cum va fi, dar pentru că. 2024 va fi și un an electoral. Aș vrea să citesc trei versete din Matei, capitolul 4, din episodul Ispitirii Domnului Iisus Hristos. Posibil pentru mulți, chiar și dintre creștini, în contextul acesta electoral, anul 2024 să fie un an al Ispitirilor, al Ispitirii de a vrea să, să transformăm sau să instrumentalizăm uh, Credința în, în mod politic. politic. Da. Și eu văd un mare pericol aici, dacă, dacă am vreo frică. Este aceasta că, din nefericire, unii dintre creștini vor alege să meargă pe această variantă de instrumentalizare a religiosului în scop politic. Iată ce ne spune Scriptura, Matei 4, versetele 8, 9 și 10. Diavolul l-a dus apoi pe Domnul Isus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Cu alte cuvinte, te voi face un, un mare lider politic. Leacă satan, noi i-a răspuns Isus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. Și gândul cu care aș vrea să închei din perspectiva aceasta a alegerilor, a electoralului, a alegerilor politice care ne vor sta înainte, este că în 2024, oricine ar deveni parlamentar, primar, președinte, unul singur rămâne rege, și acesta este Domnul Isus Hristos. vrei să fie el. Aleluia, glorie lui! Domnule Ciprian Luca, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și pentru gândurile acestea frumoase. Vă dorim mult har și binecuvântare în slujire. Un an rodnic pentru slava Domnului. Mulțumesc! Îngăduit să transmit și din partea Bisericii Pentecostale, Centrul Creștin Emanuel, tuturor ascultătorilor RVE și tuturor spectatorilor un an nou binecuvântat. Mulțumim frumos, asta vă dorim și dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag în emisiunile noastre. Mulțumesc! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe pastorul Ciprian Gheorghe Luca de la Centrul Creștin Emanuel din București. Împreună am încercat să așezăm cumva câteva repere biblice, practice, folositoare pentru anul care ne stă înainte, prin îngăduința și voia Domnului. Vă dorim multă binecuvântare la mulți ani cu Domnul și spor în tot ceea ce faceți. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la aceeași oră, la aceeași zi, aici, pe frecvența Veștilor Bune, la Radio Vocea Evangheliei București, să fiți alături de noi și să continuați să susțineți proiectul nostru. Până data viitoare, fiți binecuvântați!